Lumina Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopie Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Se difuzează în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 și imediat după rugăciunea rozarului de la ora 20 și în reluare lunea și marțea după liturghia de dimineață. Duminica 10-a după Rusalii, a vindecării unui lunatic. Evanghelia de la Matei, capitolul 17, versetele 14-23. În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om căzând în genunchi și zicând: Doamne, ai milă de fiul meu că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am dus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Iar Iisus răspunzând a zis: O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceți-l aici la mine. Și Iisus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, i-au zis deoparte: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puțina voastră credință. Căci adevărat gresc vouă: dacă veți avea credință în voi cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestea: mută-te de aici dincolo, și se va muta, și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Și ei s-au întristat foarte. Episodul din Evanghelia de astăzi are loc după ce Iisus coboară de pe muntele Tabor, cel al schimbării la față, și este, din anumite puncte de vedere, asemănător cu cel de duminica trecută a umblării pe ape. Și în unul și în celălalt, Mântuitorul este pe munte și pare absent din scenă. Și în unul și în celălalt, ucenicii trebuie să înfrunte în felul lor misiunea încredințată de Iisus, care inevitabil are la bază experiența de credință. Odată furtuna, astăzi puterea directă a celui rău, încercările îi pun pe ucenici în fața realei lor situații în ceea ce privește comuniunea lor cu Hristos. În astfel de momente, nici ei și nici noi nu ne mai putem preface. În restul timpului putem adopta o atitudine mai mult sau mai puțin spirituală, putem părea mai mult sau mai puțin pioși. Însă în momentele de încercare, eventualele noastre măști cad și își vădesc lipsa de consistență, fiindcă lipsește efectul pe care adevărata credință ar trebui să-l provoace. Iisus pronunță fără echivoc sentința ce motivează neputința lor: din cauza puținei voastre credințe. Pe lângă aceste cuvinte a Mântuitorului, este interesantă pentru noi exasperarea manifestată puțin mai devreme: O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Interesantă fiindcă este un semn clar că ucenicii ar fi putut împlini singuri ceea ce Tatăl disperat le cere. Puțin mai devreme au primit de la Iisus tocmai darul de a călca puterea dușmanului. Problema lor este lipsa de încredere în darul primit și lipsa de credință în cel care dăruiește. Puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Îi spune lui Petru și împreună cu el ucenicilor din Evanghelie și nouă ucenicilor de astăzi. În lumea de astăzi, pare că trebuie în continuu să-ți dovedești vitalitatea, fiind tot timpul în mișcare. Altfel, aproape că nu existi. Îl vedem în schimb pe Iisus înaintea momentelor importante, retrăgându-se în rugăciune. Ucenicii discută, analizează și în fond nu rezolvă nimic. Iisus pare absent, însă este mai prezent ca oricând, făcând singurul lucru cu adevărat important. Postește de la lumea aceasta și de la regulile și valorile ei și se roagă Tatălui. Exact ceea ce asigură victoria asupra răului. Noi, urmași și prieteni ai Lui, să facem la fel, măcar din când în când.
Lumina Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopie Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Se difuzează în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 de minute și imediat după rugăciunea rozarului de la ora 20 și în reluare lunea și marțea după liturghia de dimineață.